Salut și bine ați venit la O Mașină Într-un Minut. Avem o mașină foarte interesantă de la grupul Stellantis. Este vorba de DS9. Este limuzina sau nava amiral. Unii ar putea spune, ar putea folosi această expresie standard. Se numește DS9. Este cea mai frumoasă, cea mai mare, cea mai mișto mașină de la DS. Arată în interior foarte bine. Eu m-am simțit sincer ca președintele Franței în această mașină. Avem foarte multe gizmos în interior, foarte multe butoane. Senzația așa că te afli într-un avion. Materialele sunt premium spre lux. Aceasta este echiparea Opera. Volanul foarte ușor de mânuit. Mașina foarte manevrabilă, deși este foarte mare. Știu că nu arată în video că este foarte mare, dar vă rog să mă credeți, odată ce am așezat-o în locul meu de parcare, mi-am dat seama cât de imensă este. Avem un motor 1.6 turbo, produce 225 de cai putere, 1.6 PureTech pe benzină. Transmisia este una cu 8 trepte. Mașina este și economică și rapidă în acest timp. În interior te răsfață acest sistem focal Electra, ceva premium. Materialele arată foarte bine, scaunele arată și ele și mai bine. În spate, efectiv, te simți ca un președinte. Abia aștept să merg cu o astfel de mașină la un summit. Și de ce nu? Să folosesc zilnic acest ceas.